Asociația Forța Fermierilor anunță despre reluarea protestelor în centrul capitalei. Astfel, agricultorii vor fi prezenți vineri 8 decembrie în Piața Mare a Adunării Naționale cu scopul de a relua protestele. Vă informăm că fermierii revin mâine în Piman la 10:30 pentru reluarea protestului, se arată într-un comunicat al asociației. Ieri, Asociația Forța Fermierilor a emis un alt comunicat de presă în care a calificat declarația guvernului despre protestul din centrul capitalei drept una care conține multe falsuri și informații manipulatorii. Reprezentanții fermierilor afirmă că de sprijin din partea statului au nevoie nu doar membrii unei asociații, precizând că alături de Asociația Forța Fermierilor mai protestează și membrii Federației Naționale a Fermierilor. Totodată, aceștia au calificat suma de 200 milioane de lei destinată pentru plata compensațiilor pentru 2167 de fermieri micro și mici ca fiind foarte mică și alocată cu mare întârziere. Mai mult, majoritatea dintre cei care au beneficiat de aceste compensații nu ar fi membri la nicio asociație, susțin reprezentanții organizației. Marți, fermierii au mărșăluit din nou cu tehnica agricolă pe străzile capitalei. Aceștia cer în continuare introducerea unui moratoriu la calcularea penalităților față de creditori, dar și interzicerea importului de grâu, porumb și floarea sarului, cel puțin până pe 31 martie 2024. Protestul fermierilor a început la 22 noiembrie, iar a doua zi aceștia au amplasat tehnica agricolă în fața executivului. Recent, guvernul a emis un comunicat de presă în care a dat asigurări că premierul Dorin Grecian și ministrii se află în discuții cu mai multe instituții și sectoare, căutând soluții pentru problemele agricultorilor.